S-a încheiat sesiunea de vară a examenului de bacalaureat. La nivelul județului Călăraș s-a înregistrat un procent de promovabilitate de 54,47%, mai mic cu 2% față de rezultatul obținut anul trecut. Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minim 6. Un singur elev din cadrul Colegiului Național Barbu Știrbei Călăraș a reușit să obțină nota 10 la toate probele de examen. După afișarea rezultatelor, s-au înregistrat 490 de contestații. Perioada de soluționare a contestațiilor se încheie pe data de 12 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Mai multe informații primim de la Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Călăraș, Elena Mihăilescu. Procentul de promovabilitate obținut de candidații din județul Călăraș pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat național din 2019 este de 54,47%. Iar procentul de promovabilitate pentru candidații din seria curentă este de 62,48%. Au existat medii de 10? Deocamdată, înainte de rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, un singur candidat a obținut media 10. Este vorba despre un candidat de la Colegiul Național Barbu Știrbei. Însă există 75 de note de 10 obținute de candidații din județul Călăraș la diferite materii. La diferite materii. La disciplina EA, la proba EA, proba la limba și literatura română, s-au obținut 26 de note de 10. La proba EC, proba obligatorie a profilului, respectiv matematică sau istorie, sunt 27 de note de 10. Iar la proba ED, proba la alegerea profilului și specializării, s-au înregistrat 22 de note de 10. În timpul bacalaureatului au existat incidente? Au existat elevi eliminați din examen sau totul s-a desfășurat? Niciun candidat de anul acesta, din această sesiune, nu a fost eliminat din cadrul examenului de bacalaureat și nici nu s-au înregistrat evenimente deosebite pe toată perioada organizării și desfășurării examenului. Comparativ cu anul trecut, rezultatul este mai bun? Comparativ cu anul trecut, rezultatul este mai mic cu 2%, însă așteptăm rezultatele finale după contestații, pentru că acestea vor fi concludente.